au fost și ieri probleme, sau practic ieri au început problemele cu inundațiile la Șicula, ați fost și ieri pe baricade, astăzi de nou sunteți la datorie. Da, e singura stradă cu care am probleme din Șicula, din păcate, și sper să nu mai am cât de curând, pentru că o să inițiez un proiect, probabil, nu știu sigur dacă va fi și european, dar aici e o problemă de cel puțin 2-3 miliarde, pentru că trebuie la fiecare podețe și apa întotdeauna aici a stat de zeci de ani de zile. Și după cum vedeți aici în spatele meu, exact ca într-o poală suntem. Deci apa n-are unde să meargă, trebuie să găsesc o soluție tehnică aici. Din păcate, doar când plouă avem așa cazuri. În continuare, ridic un pic nivelul străzii și după aia urmează, după ce se mai trage apa, că vedeți și în spate am o motopompă care trage și sper ca săptămâna viitoare să pot să montez și tuburile, podețele, că am comandat 50 de tuburi la fiecare gospodărie. Spuneți-mi, ieri, unde s-au scos podețele pentru că s-au înfundat, în cât timp se vor remedia lucrurile, cât timp veți pune înapoi podețe? Am înțeles că veți comanda, da, tuburi. O să comandăm la Orțișoara, acolo este o firmă, nu știu cum se cheamă firma, dar numai de acolo putem duce. Pentru că acolo trebuie să duc, pentru că este un canal mai mare, trebuie să duc tuburi de cel puțin diametru, să fie un metru. 4 metri cu diametru de un metru, ca să poată să scurgă apa spre Gurba. De câte podețe aveți nevoie să fie refăcute, de fapt? În jur de 8-9 podețe mari. Deci fiecare va avea de 9 podeți la... Da, categoric. Proprietate. Da. Și în cât timp estimați că vă fi gata acolo lucrările? Eu sper că în 2 săptămâni se finalizeze.